Diablo Immortal! Da, ați auzit bine, astăzi m-am gândit să vă fac un mic update la noul content pe care aceștia l-au adăugat. Bine, nu este chiar nou, dar trecem peste. Salut, eu sunt Skilled și astăzi vă anunț că m-am gândit să fac o nouă serie, o serie în care o să vorbesc despre anumite jocuri și aplicații, în special cele mai criticate. În videoclipul precedent, v-am arătat de ce a ieșuat jocul în mare parte, iar în acesta o să adaug în plus alte elemente care ne aprobă argumentele din acel video. Fără prea multe adăugări, să trecem la treabă. Vinerea aceasta s-a adăugat un nou eveniment pe nume Hungering Moon, care ține doar 3 zile unde prin completarea unor task-uri vei primea anumite recompense. Problema aici este că recompensele sunt mult prea mici, aici arătând că am avut dreptate când am spus că nu au adăugat mai nimic în ultimul update. De fiecare dată când strângi 20 de silver, poți să dai la roata premiilor, wow, sună de parcă e o emisiune TV, și poți să câștigi una dintre cele 9 premii afișate pe roată. Odată ce dai draw, o să spice automat un lucru de pe acea roată, eliminându-l și lăsându-ți celelalte 8 premii neputând să primești duplicate. Nu poți să termini evenimentul până în a treia zi, jocul obligându-te să te loghezi în toate cele 3 zile pentru a termina. Oricum, trecând peste aspectul ăsta, premiile sunt foarte mici și nu te ajută cu mai nimic comparativ cât de nebalansat este jocul. Doar cele 25 de chei sunt useful, după părerea mea, celelalte premii fiind doar un adaus nesemnificativ asupra contului. După mine, dacă playerii free-to-play nu primesc măcar 40-50 de cresturi legendare pe lună, e o pierdere de timp. Nici nu știm dacă se va repeta eventul săptămânile viitoare, așa că rămânem poate și fără această creastă legendară. Un coleg din clanul în care făceam parte a făcut un post pe forumul Blizzard, rezumând cum eventul nu oferă absolut deloc pe cât ar trebui și că trebuie schimbat. Acest post a fost șters, iar după ceva timp refăcut. Mi se pare foarte ciudat cum Blizzard face aceste acțiuni de a șterge anumite opinii de pe forum care nu se încadrează cu standardele lor. Ca un adaus, nu-mi dau seama ce a scris exact în primul post, ci doar am putut să văd puțin din postarea sa. Se prea poate că nici limbajul său să nu fi fost prea elevat, dar oricum ar fi treaba, acest lucru nu trebuie lăsat pe deoparte. După cum se observă, nu am scăpat nici de clasicele buguri ale jocului, aici făcând o misiune secundară, NPC-ul nefiind prezent. După relog, am reușit să-l găsesc și să termin misiunea. Știu că acest videoclip este mai scurt, dar am vrut să vă dau un mic update și vouă a ceea ce înseamnă noul event din Diablo Immortal și cu ocazia asta am dat startul și unei noi serii pe canal. Până data viitoare, eu am fost Skilled și vă urez să nu vă băgați banii în jocul cu sisteme de gambling, care pe lângă mai sunt și pay to win. Ciao, ciao!